Bună dimineața! Ia să vedem dacă peștii mănâncă. Zia asta a fost puțin mai cald. Au prins putere, ia uite-i. Tot mă gândesc că să prăjesc cu un crab de-asta. Cred că de Revelion. Și că e bine să mănânci pește. O să fii vioi ca peștele tot anul. Glumesc. În film nu se vede, dar ei sunt unii chiar foarte mari. Cred că au un kilogram jumate, două. Da. E destul de plăcut afară, nu bate vântul. Încă este răcoare. Dar gătim. Cred că o să gătesc afară. Azi o să gătesc prăjoale moldovenești. Eu am mâncat de multe ori prăjoale moldovenești la familii de moldoveni. Am mâncat în Moldova. Vă spun, nu sunt două rețete la fel. Două case lipite nu or să facă prăjoalele identice. Am văzut și pe internet cum fac anumiți bucătari. Au dat-o deja în chifteluțe românești, deci nu mai sunt prăjoale. Eu o să gătesc exact prăjoale care mi-au plăcut mie cel mai mult, am luat rețeta. Vă arăt exact, pas cu pas, cum face doamna respectivă prăjoalele. V-am spus, cred că am mâncat 7-8, dacă nu mai multe, feluri de prăjoale. Astea sunt cele mai bune. O să aduc ingredientele, se fac destul de ușor și ne apucăm de treabă. Este o diferență mare între prăjoale și chifteluțe. Puteți să ziceți chifteluțe, dar nu sunt. Au și o formă specifică a prăjoalelor. La fel, mulți le fac rotunde, mici, ales chifteluțe. N-au nicio treabă cu prăjoale. Haideți să ne apucăm. Am aici cam 750 de grame de carne proaspăt tocată, vită porc. Am fost la măcelărie. Așa, puteți pune și doar porc, dar nu doar vită. O luăm pas cu pas. Aici am jumătate de ceapă gigant, o ceapă foarte, foarte mare pe care o să o toc mărunt. O tigaie cu puțin ulei. Sau căscărușii. Hai să vedem dacă pornește aragazul nou. Trezesc. Mama mia, la sfert. Model străin, ce să mai. Și pun ceapa la cărit. Cu puțină sare. Mulți dau ceapa prin robot și usturoiul. Mie mi se pare mai gustos, așa puțin călită în prăjoale. Dar v-am spus, respect rețeta care mi-a plăcut mie cel mai mult. Ceapa s-a călit. A devenit lucioasă și transparentă. Suficient. Bâldâbâc ceapa peste carne. Așa. Nu lăsăm nimic. Perfect. 3 căței de usturoi mai mari, pe care îi zdrobesc și toc mărunt. Sau îi zdrobiți și prin presă. Deci uitați, așa mărunt este perfect. Intră și usturoiul aici.
un ou. Acum, multe rețete sunt cu pâine înmuiată în lapte. Ce fac eu astăzi este cu pesmet. Pun, uite așa, două linguri de pesmet. V-am spus, sunt 1001 de rețete. Eu fac pe cea mai bună. La fel, cine știe o să-mi dea dreptate. Nu există masă la moldoveni fără maioneză. Ei nu se apucă de mâncat, că e pește, că nu mai zic, la cartofi prăjiți, nu există ketchup. Maioneză. Deci, o lingură zdravă, uite așa, cu maioneză. Mulți o să-mi dea dreptate. Condimente, piper, după gust. Sare, câte trebuie și ceva băia dulce pentru o culoare faină și gust, aroma. Uite așa. Acum trebuie amestecat foarte, foarte bine totul. Asta este compoziția. Nu facem chiștele, facem prăjoale. O să amestecă cu mâna bine, bine, bine. Numai cu mâna oseasă. Am amestecat bine, bine, bine. Eu n-am nicio problemă să simt gust din carnea crudă. Dacă știu că este proaspătă gust, am gustat. Vă spun, maioneza face tot. Are un gust senzațional. Senzațional. Acum, după ce am amestecat bine, bine, o să acopăr cu o folie de plastic sau un capac și las cam jumătate de oră. Grișul trebuie să se hidrateze. Deci lăsăm jumătate de oră. Între timp o să curăț doi cartofi, o să-mi fac și un piure. Așa e rețeta. Prăjale cu piure, cu murături. Ce să mai... Ce trebuie? Îmi plouă în gură. Compoziția a stat. Afară este la fel ca în frigider. Puțin mai târziu o să fie mai plăcut. E plăcut și acum. Am pus și cartofii la fier pentru un piure. La fel, aici mulți pun morcov, pun cartof ras. Nu zic că e greșit. Eu vă arăt cum îmi place mie. Hai să formăm prăjoalele. O să pun puțin ulei așa în mână. Și prăjoalele trebuie să aibă o formă specifică. O să vedeți. Nu le faceți rotunde, alea nu mai sunt prăjoale. Deci, prima dată amestecăm bine, bine, bine. Și după trebuie să fie mai mare, așa. Și să aibă o formă ovală. Uite așa. Așa trebuie să fie o prăjoală. Uitați. Așa o să le fac pe toate. Am format prăjoalele. Eu o să prăjesc acum doar 6. Cred că ieșeau 10, 11, ceva de genul, dar îmi plac calde mie. Restul o să le fac puțin mai târziu. Uitați ce bine arată. Asta este forma de prăjoale. Dacă faceți alea rotunde, nu mai sunt prăjoale. Le punem la prăjit, gata. Încingem uleiul. Nu trebuie foarte mult, așa, cam jumătate de centimetru. Focul să nu fie prea tare, o să las acum puțin mai încet. Mulți am văzut că înainte să le prăjească, le dau prin făină sau prin pesmet. Încă o dată, nu. Așa, trebuie. Când știu o rețetă bună, sunt vehement, vedeți? Mulți o să mă certe.
Dom'le, rețeta mea e mai bună, nu se face așa, e greșit. V-am zis, nu sunt două rețete la fel, dar asta e cea mai bună. Ce faceți mai aici în apă, mă? Ce faceți voi în apă? Voi îmi întrerupeți furtunul, mă? Eu ce fac ăla? Gata și piureul. O să pun aici și pârjoalele. Fierbinți. Hai de mine cum arată. Hai de mine cum arată. Am pus și puțin salte de varză roșie. Merge și cu murături. Am ghițit însă chiar gogoșar murat. Face perfect. Uite așa. Nu le-am eu cu ornatul, dar asprins ideea. Hai, nu și pe asta aici. Bun. Această farfurie merge și un par de trandafiri de la Moldova. Și o frunză de pătrunjel. Și gata, preparatul meu pe ziua de astăzi. Cum vi se pare? Ia uite. Ia uite cum arată. Au venit și bucătarii ăștia mici. Tot timpul se uită la mine. Sigur o să învețe ceva. Imediat o să și gust. Niciodată să nu mănânci pe stomacul gol. Pace și sănătate. Hai de capul. Ăla acolo rămâne. E atât de tare. 90 de grade. Chiar că merg acum pe pârjoalele. Ia. Piure. Pârjoală. Nu vă imaginați cât de fragedă, pufoasă, gustoasă, e complet diferită de chiptelețele noastre. Hai, iau cu mâna, nu mai pot. Complet diferit de chiptelețele noastre. Maioneza a schimbat tot. Vai, dar bune. Nu le prăjiți mult. Să rămână suculente. Da. Varză. Acră. Pârjoală. Nu vă imaginați că sunt de bine. Faceți pârjoale, nu chifteluțe. Dacă ați mai făcut. Sunt mulți oameni foarte căpățânați, domnule, eu așa știu, nu mai vreau să schimb. Încercați odată. Exact așa. Și dacă nu o să vă placă să mă numiți, nu știu, nepriceput.
Eu vă mulțumesc, neapărat să faceți rețeta asta. Vă spun poftă bună, la revedere. Uitați, ținem legătura. Scărăși. Doamne ajută. Vai, da bune a ieșit. Nu vă imaginați.